Bine, gata. Încetați cu hârșoneala. Of. Alu, Sony, cum să am grijă de voi dacă nu stă de locul lui? Listați oriunde, poate de 5 secunde. Corect e nicăieri, puciule Boris. Cum atât de ieri? Nu încerca să mă amestești, domnișoară. Sunt de dacă ta. Puciule Boris, de vreme ce nu mai sunt de copii, nu mai am nevoie de dacă. Și cum să-i spui asta tatei? Bă, Alu, veți fi mereu copiii mei, orice vârstă ați avea. Ha, ești incorigibil. Să mergem, Sony. Mă duc să vorbesc cu ea, tată. Și ce o să se întâmple când ne va alege un om? Atunci cine va mai fi copil? Eu sunt niște copii. Un, da, copii, nu. La vârsta de un an, Alu și Sony ar trebui să aibă propria casă. Când va veni timpul, își vor găsi o casă. Da, dar când va veni timpul, îi vei lăsa? Păi, așa sper. Soraru, uită-te și tu. E ceva în tufișul ăla. Ar trebui să fugim? Nu, e un om. Nu ne-ar face rău. Poate vrea să ne adopte. Tati? Nu înțeleg, Tati. De ce l-ai atacat? Dacă voia să ne adopte. Tati, chestia e că vârful ăla căuta mare sălbatice pentru alenicii, pentru blană și carne. Ci? Eu nu sunt un animal sălbatic. Și nici eu. Păi, eu cred că sunteți. Cum? De ce? A crezut că sunteți mici. Vă explic. Într-o rapie. Haide, Alu. Sony, vino și tu. Și cu tine trebuie să vorbesc. Bine, tată. Știam că e ceva neregulă cu mine. Nu e nimic neregulă cu tine. Ai o moștenire măreață. O, sigur. Mama ta e un husky rasă pură. Și atunci tu ce ești? Eu sunt pe jumătate lup. Fără supărare, Alu, tu ești un lup. Și nimeni nu o să de ea vreodată. Asta am spus și mamei tale. Nu-mi vine să cred. Iar tu, Sony, cu mine ce e, tată Balto? Pe mine de ce nimeni nu mă ia? Eu nu sunt un lup, nu-i așa? Tu ești un câine ciobănesc. Dar cum se poate? Mama e husky și tu lup. Cum? Fiindcă ești adoptat. Ce? Așa e, Sony. Cu mult... cu mulți ani în urmă, un câine maro a venit la ușa casei mele și a mamei tale. I-a spus că i-a murit soția când a născut un câine ciobănesc.
te-a încredințat nouă. A spus că numele lui este Son. Și noi l-am primit și l-am crescut. Pe tine te-am crescut. Nu pot să cred. Se pare că până la urmă și tu ai aflat ceva. Te detest! Alu? Alu, întoarce-te! Alu? Sony! Lasă-ne în pace!